Bună seara, bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune de astrologie. Iată că am revenit alături de dumneavoastră. Nu v-am trădat, cum îmi spunea cineva în glumă pe Facebook. Am avut niște probleme efective pentru care a trebuit să fiu plecată din București și de aceea nu am ajuns la întâlnirea cu dumneavoastră, dar iată că în această seară suntem prezenți la ultima emisiune de acest fel din 2017, pentru că săptămâna viitoare, când vom trece, ne vom pregăti să trecem în nou an, vom face previziunile pentru 2018, așa cum v-am promis. La ultima noastră întâlnire discutasem despre Lilith în balanță și rămăsesem la ideea de la femeile care au această poziție, această lună neagră sau Lilith în balanță, pot fi de o frumusețe fatală care la un moment dat în timp poate lucra însă împotriva lor, fie din cauza unui soț gelos, fie a unui maniac sexual care le-ar putea domina prin agresivitate. Sunt probabil cele mai, ele și nativele RAC sunt cele mai predispuse spre a se angrena într-un mariaj care să le aducă suferință, care să le chinuie efectiv, pentru că întotdeauna vor fi atrase de bărbații care le chinuie. Bărbați nesiguri pe ei și la care dragostea e, de fapt, agresiunea este o formă de manifestare a iubirii, în ghilimele spus. Când cad pradă, în special, problemelor de armonizare sexuală care creează situații de-a dreptul dureroase, apoi conștientizarea reciprocă a acestora pe care le tratează, fie cu indiferență, fie cu ignoranță, mai ales generația 71-72, deoarece acestea au în același semn și transpersonalele Uranus și Pluto. Și vă dați seama ce s-a întâmplat, pentru că aceste două planete transpersonale n-au făcut altceva decât să intensifice influența lunii negre Lilith. De multe ori o persoană nu este suficientă pentru a împlini nevoia de iubire a acestor oameni, astfel încât există întotdeauna probabilitatea unei noi iubiri, nenumărate afaceri sentimentale în care vor apela la fascinația pe care o exercită asupra celuilalt, la farmec și la seducție de cealaltă parte. Dacă la început pari incapabil de reacție, persoana trebuie să găsească modalități de a-și exprima emoțiile fără teamă sau durere. La fiecare 9 ani are loc o nouă oportunitate de a realiza acest lucru prin intermediul unor noi relații, prin schimbări mari de viață care, fiecare în felul său, să le permită exprimarea de sine mai ușor. Nativul crede cu sinceritate că simplul fapt că participă la ceva împreună este o mare onoare pentru alții. Este copleșit de sentimentul de elitism, având în vedere că propriile sale sentimente au o valoare foarte ridicată, deși, atenție, se pot dovedi de multe ori de încredere și constante. Nu este de ajuns să susțină însă această idee, dar pot fi și așa, și în general în prietenii se întâmplă treaba asta. Incertitudinea, afectarea, dualitatea, imposibilitatea de a acționa în mod independent, precum și necesitatea de a aborda jurizarea competentă a judecății altora, sunt trăsături pe care le putem întâlni la această femeie. Senzualitatea dusă la lascivitate este persoana care joacă de multe ori rolul fiului sau oficei care provine din înalta societate și care este neînțeleasă de colegi și de partenerii de viață. Rolurile provocatoare de regulă în această conjunctură sunt jucate de parteneri, fie de prieteni. Aici apare dificultatea de a se pune în raport cu alții, găsirea modului în care comportamentul, dar și cuvântul, sunt puse în relație. Din punct de vedere relațional, balanța înseamnă armonie, echilibru care trebuie găsit între sine și celălalt, acceptarea celuilalt fără negarea de sine. Noțiunea de cuplu, asociere, are valoare importantă de asemenea, pentru că lecții de viață, cum sunt concilierea, înțelegerea și apărarea, vor fi frecvent la îndemâna lor. Nu vor avea probleme în ceea ce privește cuplul sau asociații dacă se pune acest tip de problemă.
Cu toate că nativul are nevoie de armonie în viața lui și vrea în relațiile sale liniște, de multe ori, în detrimentul lui însuși, celălalt decide pentru el. În același timp, nativul nu se poate afirma și nu poate trăi fără celălalt sau cealaltă. Adesea vede partenerul sau asociații ca pe cei care i-au invadat lumea, propria lume, dar nu se pot organiza ca să se armonizeze în contactele cu ei. Și pentru că le lipsește încrederea, ideea de a avea încredere în ei îi condamnă să se lase să fie impresionați și să sufere. Chiar dacă se simt nefericiți, eschivarea de la o confruntare deschisă nu este o idee bună. Pe de altă parte, pentru a se proteja, poate reacționa la rândul său cu violență și cu impulsivitate și într-un moment nepotrivit. Nu există niciun loc pentru propria valoare. Ceilalți vor fi întotdeauna mai puternici. Nativul va trebui să suporte, să învețe lucruri pe care nu le vrea, la fel să cunoască persoane chiar dacă nu vrea să le cunoască, pentru că el le respinge organic. Și aceasta deoarece nu-i permite să se exprime pe sine sau i se vor opune din start, chiar dacă el este convins că are dreptate și că ceilalți greșesc. Astfel, nativul trebuie să își păstreze încrederea în sine și pur și simplu să-i accepte pe ceilalți așa cum sunt, să dea fără a fi interesat să primească ceva în schimb, să se supună dorințelor altora dacă este cazul și să lase deoparte propriile dorințe atunci când trebuie. Mai mult de atât, luna neagră Lilith în balanță poate dezvolta o indecizie patologică, niciodată să nu fie capabil să ia o decizie. Prin urmare, acești nativi vor trebui să-și clarifice pozițiile și să le afirme fără ambiguitate, chiar dacă creează situații incomode. În ceea ce privește alegerile de viață, acestea sunt luate la nivel de inconștient. Nativul nu le poate explica și nu suportă să fie obligat să aștepte sau să fie pacient. El este obligat să sacrifice anumite valori pentru a păstra doar strictul necesar. Semnele de aer tind să aibă emoții mental, mai precis să raționalizeze afectivul și emoția. Țineți minte că frecvent vă spun, aveți mare grijă, mentalizați sentimentele și nu le trăiți. Adică trăirea rațională este mult mai puternică decât trăirea emoțională, decât trăirea afectivă și logic atunci nativul așteaptă altceva și altceva și altceva, lucruri care de fapt nu se vor întâmpla niciodată pentru că intensitatea s-a consumat într-o trăire imaginară care a venit și le-a pus capac, ca să spunem așa. Pentru că iubește liniștea, nativul cu luna neagră Lilith în balanță este foarte atent să nu fie sufocat de emoțiile sale. Cu Lilith aici, nativii tind să se refugieze în indiferență și în sensibilitate. Pericolul este de a rămâne închis în propriul turn de fildeș. Berbecul, care este opus balanței, îl va obliga periodic să rezolve dinamic problemele sale. Ego-ul trebuie să-i pună alături de ceilalți, chiar dacă par lipsiți de reacție la început, iar nativul trebuie să găsească spațiu în relația lui dacă vrea să se exprime. La fiecare 9 ani, cum spuneam, ei pot să înceapă un alt tip de relație care să ducă la schimbări în viața lor și să le permită o mai bună autoexprimare. Nu este neapărat nevoie să înceapă o relație fizică. Atenție, este vorba de un alt tip de relație cu sine, de un alt tip de relație cu socialul, de un alt tip de relație cu persoana, cu masca socială pe care o purtăm fiecare dintre noi. Chiar dacă ego-ul îl face să viseze la o altă lume, nativul trebuie să trăiască în prezent prin ceea ce îi se oferă și trebuie să păstreze întotdeauna stabilitatea. Echilibrul între a fi pacient, respectând cooperarea cu celelalte persoane și timiditatea și sensibilitatea lui. Deci, iată, regăsim, dacă vreți, cele două talere ale balanței. Nativul poate avea talent artistic pe care să-l folosească sau să-l dezvolte la locul de muncă, în cazul în care, de exemplu, spiritul concilier este necesar.
Expresia personală va fi întotdeauna legată de om și de relația cu acesta. Posibil ca în viețile anterioare sufletul să fie abuzat de putere socială, provocând o grămadă de nedreptăți. Pe de altă parte, el la rândul său să fi suferit o nedreptate. Există aici o traumă legată de echitate și de poziție socială, sufletul să fie avut de ales între rebeliune și supunere. Astăzi, nativul poate fi obligat să suporte situații pe care să-l conducă spre o clarificare a poziției sale, să accepte parțial sau să refuze rolul social pe care îl aduce puterea. De asemenea, datoria lui karmică fie este legată de ideea de dreptate sau să îndure o nedreptate care îl va obliga să-și schimbe percepția asupra ideii de echitate și de dreptate. În cazul în care luna neagră Lilith în balanță este de la bun început plasat armonios, nativul, pentru a-și găsi propriul mod de a fi el însuși, trebuie să învețe cum să se comporte cu ceilalți fără a se subestima pe sine, dar și cooperarea cu ceilalți care sunt egalii lui. În aceste cazuri, asocierile vor avea cea mai mare importanță. Ele nu trebuie să fie echilibrul între dominant și dominat. Ele trebuie să fie mai înainte de toate un echilibru personal, dacă vreți. În cazul în care Lilith este poziționat la sfârșitul balanței, apar modificări în viață, fie în cea interioară, fie în cea reală. De ce? Pentru că poziția lui Venus este și casa în care se află luna neagră Lilith, îi poate ajuta să înțeleagă procesul și probabil rezultatul, să vadă deja rezultatul care îl vor obține. Vor exista de asemenea renunțări, sacrificii pe care nativul să le facă sau să le trăiască ca pe niște frustrări necesare însă pentru evoluția lor. În ceea ce privește sexualitatea lunii negre Lilith în balanță, poziția face ca nativul să se exprime printr-o altă persoană. Relațiile pe care le inițiază ar putea duce la o alegere greșită. O pot răni. Persoana lor, aparent dulce și inocentă, este ademenitoare. Femeile cu Lilith în balanță sunt adevărate doamne, cochete și fermecătoare, dar sub această imagine, atenție, se află amanta geloasă și furioasă care se implică pentru totdeauna în relațiile tumultuoase sau în căsătorie. Lilith în balanță reprezintă divorțul, tot așa cum Lilith în balanță nu poate rămâne asertivă, adică nu poate lua o decizie pentru sine. Lilith în balanță reprezintă și relațiile extraconjugale și violența care sunt frecvente la aceste persoane. Ca mamă este nedreaptă și are reguli de disciplină dure. Nu se poate spune că atunci când deține custodia, aceasta este sub semnul vulgarității sau obscenității și nici dacă duc bătălii legale cu privire la copii. La ei totul stă sub semnul impulsului de moment. Ca și iubită, iubit este agresivă, dar codependentă. Ca amantă provoacă divorțul. Atenție! Luna neagră Lilith în balanță se referă la partea de egalitate când se pune problema puterii. Este un sau o apărător al femeilor în această ipostază, sprijină promulgarea și aplicarea legilor pentru a împiedica abuzul și crimele sexuale. În extrem, ea poate fi răzbunătoare față de cei care o percep ca fiind infractor, de aceea poate să se agațe de o relație. Este geloasă și manipulatoare. Îi place să flirteze și să-și manipuleze colegii chiar cu intenții bune. Se desparte sau rupe relațiile deoarece cu ușurință trece de la angajament la autonomie. Nu vrea să recunoască că a greșit vis-a-vis de concepțiile lor referitoare la alte persoane sau atunci când nu vor să vadă adevăratul lor caracter. Pot lua în considerare lucruri complet diferite spre deosebire de alții sau să judece complet greșit situațiile. Au înțelepciunea și intuiția, dar și talente psihologice și muzicale, dar ar putea să nu fie conștiente de ele. Doresc loialitatea emoțională de la partenerul de viață și vor să fie acceptate
emoțional, probabil că au standarde foarte ridicate și anumite cerințe de la parteneriate. Vindecarea și transcederea. Cu luna neagră Lilith în balanță, nativii trebuie să se confrunte cu necesitatea de a judeca. Această umbră este strâns legată de călătoria inițiatică prin propria lume interioară și renașterea ulterioară într-un mod cu totul nou. Aceasta, de fapt, este o călătorie pentru a găsi ceea ce este cu adevărat de valoare. Când sunt capabili să vadă că dragostea este cu adevărat singurul lucru de valoare, când o includ în viața lor, în loc să o trăiască separat, utopic sau idealist, trebuie să iubească și să se accepte și să accepte toate aceste piese, nu doar unele dintre ele. Când au înțeles că totul este conectat, vor vedea că teama de separare este o iluzie. Vindecarea umbrei de perfecțiune este despre a vedea propria lor lume interioară perfectă, de unde se permite idealurilor să se exprime în exterior, iar materialul să fie lăsat deoparte. Să-și evalueze valorile. Când sunt prea mult criticați, să se întrebe dacă le displace acest lucru legat de sine. Să examineze modul în care se separă de alte persoane. Trebuie să existe aici nevoia de a păstra o parte distinctă între ei și ceilalți? Dacă nu, rapid să treacă de partea cealaltă a baricadei. Apoi, când este practic critic, să găsească ceva de valoare în toată situația. Poate că nu ar putea simți că lucrurile despre sine sau despre alții sunt perfecte în aparență, dar pot constata că ele sunt extrem de valoroase atunci când funcționează. Practica de a găsi valoarea, umbra care crede în ideea de perfecțiune, este vindecată în acel moment. Mergem mai departe la Lilith în Scorpion, una poate din cele mai grele poziții, dar foarte interesant și dintre cele mai purtătoare de evoluție, mi s-au părut. Perioada în care luna neagră Lilith a fost în Scorpion este 3 octombrie 1936, 29 iunie 1937, 9 august 1945, 4 mai 1946, 14 iunie 1954, 10 martie 1955, 20 aprilie 1963, 13 ianuarie 1964, 24 februarie 1972, 17 noiembrie 1972, 30 decembrie 1980, 23 septembrie 1981, 4 noiembrie 1989, 30 iulie 1990, 10 septembrie 1998, 5 iunie 1999, 17 iulie 2007, 9 aprilie 2008 și 21 mai 2016, 13 februarie 2017. Apoi a trecut, știm foarte, în Scorpion a fost în Săgetător, iar de curând va intra în, dacă nu a și intrat deja, în Capricorn. Care este tema lui Lilith în Scorpion? Este umbra morții. Frica primară este teama de pierdere. Modul de a gândi este în funcție de ceea ce are de câștigat de pe urma oricărei acțiuni, evenimente, întâmplări. Problema care își opune, câștigătoarea în raportul pierdere, raportul de pierdere și câștig. Problemele cu moartea și cu terminațiile, să găsească o cale de mijloc. Proiecția umbrei, acestei frici, se face prin ideea de salvare altora, nevoia de putere, ispită, frustrare, ambiție materială fără limite, fantezie, impulsuri suicidare, magnetism, luciditate acută, transformare sau inițiere, fascinația pentru lucrurile periculoase, prin coșmaruri, onanism, depășirea de sine, probleme financiare, renaștere,
din câte o situație, sau pentru o femeie poate însemna chiar tentația vrăjitoriei. Care ar fi obiectivele acestei conștientizări? Să fie pregătiți, pentru că nu pot câștiga întotdeauna, să învețe cum să finalizeze lucrurile și că nu trebuie să salveze nimic, să nu mai lupte din greu pentru nimic, oricum totul este perisabil și trecător, mare interes, cum spuneam, pentru enigme, mistere, moarte, pentru dincolo. Foarte importantă este sexualitatea pentru aceste persoane și care poate fi depășită prin interesul pentru ezoterism. Apropo, aici vreau să fac o mică paranteză. Am avut curiozitatea să văd când a crescut, dacă s-a intensificat incidența violurilor și agresiunilor sexuale și am avut surpriza să constat că acest lucru a avut s-au petrecut în perioada în care Lilith tranzita, atenție, semnul scorpionului. Deci, nu este neapărat nevoie să vă. În primul rând, cei cu un Lilith în scorpion au predispoziție spre anumite lucruri despre care vom discuta la acest semn, dar interesant a fost că odată la 10 ani, deci lucrul acesta s-a întâmplat și scandaluri legate de sex. Uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite. De scandalul a fost declanșat în momentul în care Lilith era în Scorpion și am și spus, hai să vedem ce lucruri ascunse vor ieși la iveală. Iată ce scandal sexual de proporții a generat din Statele Unite care a plecat, s-a amplificat și a făcut efectiv ocolul lumii. Un Lilith în Scorpion scoate la lumină aceste lucruri dacă ele nu sunt remediate la timp. Ca formă de care este mesajul lui Lilith în această poziție? Nativul să practice arta recunoștinței și predarea în fața iubirii, predare necondiționată, deoarece aceasta din urmă este cea care face posibilă trecerea de la perspectiva pierderii la perspectiva iubirii. Material, lucrurile se duc, dar iubirea este cea care durează. Ca manifestare acum, în primul rând, s-a observat că acești nativi au o atracție extraordinară pentru ocultism, magie, șamanism, vrăjitorie, practici magice. Pe scurt, tot ceea ce se referă la mecanismele ascunse, că se cheamă putere, că se cheamă viață, că se cheamă alte planuri existențiale, totul sub acest semn. Unii nativi pot avea puteri de regenerare și de vindecare native. Alții sunt nemulțumiți de starea lor materială și au tendința de a deveni un partener dependent fizic sau invers, un partener care să domine fizic. Nevoia de putere poate deveni obsesivă și poate provoca un comportament tiranic sau chiar crud în raport cu partenerul sau partenera. Posibil ca fascinația sau teama de moartea fizică și sau simbolică să-i poată împinge să studieze medicina sau spiritismul, nu? Nu vă gândiți, Traian Băsescu nu are Lilith în Scorpion, o să rămâneți surprins, Victor Ponta are Lilith în Scorpion, Mihai Constantinescu are Lilith în Scorpion, o să vă spun, oricum am mai multe, am reușit să fac, să sistematizez, este o muncă infernală să pot să găsești acești nativi, pentru că acum că am găsit poziția lui Lilith, Min, deci Lilith, cea care este, am traduce-o noi, vreau să găsesc și să calculez și poziția pentru Lilith adevărată și să vedeți ce mică, la unii ce mică este diferența ca formă de manifestare între Lilith, de exemplu, cu care lucrăm constant, firesc, Min Lilith se numește, sau Lilith cea adevărată, Lilith matematica, și care este, cum se manifestă când vorbim despre Lilith astronomic. O să mă opresc aici pentru că deja am fost anunțată că trebuie să luăm pauză. Oricum, vreau să vă spun că ceea ce discutăm noi despre Lilith și vă mulțumesc pentru mesaje și vă mulțumesc pentru că o citiți. Pentru mine este, dacă vreți, un soi de postfață, de avantpremieră la cartea care va apărea, pentru că mi-am dat seama câtă lume este interesată și până și eu m-am apucat să studiez în ideea că a apărut acest
nici asteroid, nici punct matematic, acest nor cosmic care poartă numele de Lilith și ce importanță are el în viața noastră de zi cu zi. Dar până la următoarea întâlnire, eu vă spun, intrați pe psihoastrologiecuminerva.blogspot.ro și veți găsi publicate, o veți găsi pe Lilith de la Berbec și până la Balanță. Sper ca zilele astea, fiind sărbătoare, să apuc să pun și Lilith în Scorpion și să mergem, Traian Băsescu are Lilith în Săgetător. O să ajungem să vorbim și despre acest lucru. Pauză și revenim. Am revenit, dragii mei, și acum vom merge să facem un mic periplu, ca să zic așa, pentru a vedea săptămâna, ce ne așteaptă în săptămâna care urmează, 30 decembrie, adică practic până la finele anului, ca să zic așa. Vom începe, bineînțeles, cu prietenii berbeci. Este o perioadă de revenire cu picioarele pe pământ, cum s-ar spune, după un an incendiar la propriu și la figurat. Contactele sociale și ajutorul celor din jur vor juca un rol major în realizările lor, ceea ce nu este puțin dacă ne gândim la cât au fost ei deblocați în ultimele câteva luni. Pun interesele celorlalți înaintea intereselor personale, lucruri de admirat, iar înțelegerea și colaborarea vor fi cuvintele cheie în această lună pentru personalitatea lor. Exceptând ziua de vineri, 29 decembrie, când atmosfera se poate tensiona brusc pentru câteva ore. Pe de altă parte, săptămâna poate avea coloratură de vacanță cu tot ceea ce implică ea, dar poate aduce și surprize în plan profesional, în cel relațional, un câștig nu atât de natură spirituală, cât mai degrabă materială, în sensul că berbecii pot primi acum răspunsuri care vin pe căi subtile, prin rugăciune, să spunem, iar ei să se simtă chiar iubiți de Dumnezeu. Pot primi vești oficiale despre o situație complicată cu ei juridic, prin care să fie anunțați că a încetat orice acțiune penală împotriva lor. Pentru unii berbeci este posibil ca problemele de la locul de muncă să fie mutate în plan relațional, promisiunea de a pleca undeva în afara orașului să nu se poată îndeplini, pentru alții, soția, fetița, mama sau soacra se pot confrunta cu probleme de sănătate, cum ar fi o răceală de zile mari, agramentate cu pusee de febră, dar suntem pe terenul berbecilor și se văd nevoiți să amâne, ba mai mult, să alerge fie pe la urgență, fie pe la medicul de familie, exact pe 25 și 26 decembrie de Crăciun. Alți berbeci ar putea avea noroc de o întâlnire neașteptată, dragostea este un factor important pentru ei și îi va urmări cu asiduitate, pentru că vor fi romantici și vor avea carisma aparte. Pentru tinerele cupluri, viața intimă va fi foarte pasională și poate aduce chiar o sarcină. Dragostea va însemna pentru ei entuziasm și fascinație, dar pentru cei mai mulți, săptămâna vine cu o destindere generală, cu o impulsionare a energiei care se va materializa prin diverse momente aducătoare de voie bună. Pe 27 și 28 decembrie pot semna contracte benefice pentru firma în care lucrează sau pentru propria firmă, după cum la fel de bine pot demara în sfârșit proiectul pe care și-l doresc de foarte multă vreme, pot primi sarcini care să le pună în valoare energia debordantă, ce mai pentru ei aspectul profesional este unul bine susținut acum și vor avea parte de un sfârșit de an neașteptat de bun. Aș spune că nu sunt probleme financiare, dimpotrivă se pot bucura de uzufructul unor moșteniri, tot binele pe care l-au dat unora care au avut probleme, acum li se poate întoarce înzecit în buzunare. Este un moment bun pentru formarea de noi parteneriate. Membrii familiei și contactele sociale
vor fi întotdeauna dispuși să le sporească prosperitatea fiscală. Zile foarte bune, 27, 28, 29 decembrie, normal, Mercur revenit în mers normal, chiar dacă este staționar până pe 3 ianuarie, îi va ajuta să îi va propulsa spre ceea ce își doresc. Vor trebui să fie ceva mai atenți la alimentație, deoarece excesele și sau alimentația proastă încep să își arate semnele. Exercițiile fizice adecvate și de asemenea le sugerez atenție la alimentație, că îi va ajuta să nu-și facă griji. Sănătatea emoțională este la fel de importantă ca și cea fizică și poate fi îmbunătățită prin meditație, prin cursuri de dezvoltare personală, prin voluntariat la diverse servicii sociale. Taur, mergem mai departe. Odată cu revenirea în mers normal al lui Mercur pe 23 decembrie, lucrurile vor reveni în topica cotidiană. Pot folosi această perioadă pentru a-și planifica obiectivele profesionale și pentru a se gândi la metodele de materializare a acestora în viitor. Pe de altă parte, nativii Taur ar trebui să-și analizeze problemele de suflet și să găsească puterea și echilibru psihologic în ultima săptămână din an, pentru că vor avea nevoie de asta. Eu aș spune că li se arată o serie de căi prin care ei își pot rezolva problemele, doar că trebuie să ia lucrurile pe rând, să-și facă o listă de priorități și să acționeze în consecință. Pe de altă parte, i-aș sfătui să fie atenți în ce conflicte intră pe drum, dacă sunt în tren sau în autocar. Să nu uităm că Marte îi forțează să devină independenți și agresivi de câteva săptămâni, așa că trebuie să-și folosească talentul și mai ales voința pentru a depăși aceste neajunsuri dacă vor să-și atingă scopurile propuse. Cel mai bun sfat este să nu se bage în discuții aiurea sau să nu cumva să-și ia liber de la sine putere pentru că ar putea avea ceva probleme la locul de muncă. Ca tot omul, își doresc și ei zile libere, își doresc să petreacă alături de familie sau de persoana iubită, dar asta nu trebuie să treacă dincolo de idee. Inteligența lor socială este destul de puternică, își pot permite să ia decizii corecte în materie de dragoste, de relații și chiar a unei sarcini dacă își doresc un copil. Folosindu-și farmecul personal și senzualitatea, își vor găsi cu repezicine o parteneră, trăind nesperate povești de dragoste. Spun asta pentru că au săptămâna aceasta un dor de emoții și de iubire cum n-am mai avut de foarte multă vreme. Zilele de 25, 26 și 27 decembrie pot fi grăitoare în acest sens. Sunt cupluri în pragul destrămării și le-aș avertiza că argumentul pumnului, le-am mai spus lor treaba asta, nu este cel de care au nevoie. Iar avertismentul este mai ales pentru cei tineri. Gelozia și posesivitatea unora îi poate aduce în pragul unui acces de furie care îi poate costa despărțirea, separarea. Moment critic, 29 decembrie. Spuneam mai devreme că dorința lor de ducă le poate crea probleme la locul de muncă, da, pentru că ne ținând seama de ce au de făcut, se pot pomeni fără loc de muncă. Ori mare atenție la ce spun, pentru că pot crea conflicte de neimaginat, ei care sunt de regulă tăcuți și măsurați în vorbe și conflicte care se pot încheia în instanță. Să nu ezite să decline ofertele dacă nu le convin, să nu le fie teamă să intre în dispute, și vorbesc dispute colocviale, cu colegii, deoarece relațiile umane sincere sunt acum trambulina succesului în afaceri. Nu trebuie să coboare la un nivel material evident, ci să-și amintească permanent care este scopul activității lor. Oricum, lor numai de car la carieră nu le stă minte acum. Financiar este o săptămână plină, datorită muncii, a simțului și a imaginației financiare de care vor da dovadă. Atenție însă că undeva pe 26-27 decembrie, din dorința de a face cuiva un bine, gen împrumutat o sumă consistentă de bani, s-ar putea să se trezească cu contul gol. Și la ei, riscul unei intervenții chirurgicale în regim acut este foarte mare. La fel ca la berbeci, poate fi vorba despre peritonite sau despre apendicite acute, dar și despre altele.
un pahar de suc de portocale sau de suc de lămâie în fiecare dimineață timp de o lună poate face, poate aduce organismului lor serioase beneficii. De asemenea, puțină mișcare nu strică, un abonament la o sală de fitness alături de o dietă personalizată poate contribui din plin la sănătatea lor. Gemeni. Aventura săptămânii pentru acești nativi este că dacă au nevoie de un sfat, e bine să îi întrebe pe cei din jur, colegi, prieteni, mentori, familie, vecinul și chiar ospătarul de la barul unde obișnuiesc să bea cafeaua. Cred că le-a mai dat sfatul ăsta undeva în vară. Răspunsurile sunt la îndemână, nu trebuie decât să le vadă. Nu trebuie decât să rămână deschiși și răspunsurile vor veni deodată când se vor pomeni în situația unei perle gata să fie recoltată dintr-o scoică ce tocmai s-a deschis. Apoi, ar putea răspunde la mesaje și vor da mesaje, dar să fie atenți cui, pentru că unul dintre ele pare să fie foarte important pentru ei, ajunge exact acolo unde nu vor, în mesageria unor băieți buni. Alții încep din nou să aibă probleme de credibilitate, pot fi implicați în inginerii de tip financiar sau acțiuni cu finalitate dramatică. În această situație le-aș sugera să fie atenți ce fac, deoarece pot cădea în propria lor capcană. Pentru alții se închid o serie de uși, dar se deschid altele, așa că n-or să se spetească ei muncind. Relațional, lucrurile nu sunt nici ele prea clare. De unde până mai ieri partenerul de viață era totul, acum acesta nici măcar nu mai există. Preocupările lor privind familia se reduc la a veni acasă să se odihnească, să facă un duș, să se schimbe, să mănânce, să doarmă, apoi să se scoale și să plece. De aici discuțiile de rigoare. Apoi să nu uite că nicio poveste de dragoste nu rezistă fără comunicare. Singurătatea în doi este mai cumplită decât cuvintele, cât un cuvânt în plus sau un minus, dacă vreți. În familie strălucesc, le place faptul că sunt în atenția tuturor, se sfătuiesc cu prietenii legat de o situație personală. Paranteză, vreau să vă spun, când mă refer la faptul că nimic nu rezistă fără comunicare, nu mă refer, ei sunt foarte comunicativi, dar sunt superficial în ceea ce comunică. Nu comunică ceea ce și-ar dori partenerul. Mai degrabă ar tinde să fie într-o glumă perpetuă, lucru care este extrem de deranjant pentru partenerii de viață. Aici vreau să fie foarte atenți. Sunt în atenția multora. Îi sfătuiesc ca împreună cu prietenii să fie atenți la o situație care ține de propria persoană. Toată săptămâna le vor căuta unii conștient, alții inconștient, dar de găsit tot trebuie să găsească soluții. Vor simți acut ce înseamnă să lași lucrurile neterminate sau abandonate. Acum vor simți acest lucru pe pielea lor. Aspectul bun al săptămânii, eu zic că îl aduce însă profesia cu o consolidare sau un corolar, dacă vreți, al carierei. Chiar dacă nu intră în detalii faptul că au curajul să se implice, le-ar putea oferi o perspectivă excelentă. Coincidențe fericite îi aduc câteva zile fantastice în prima decadă, dacă vreți, a săptămânii și chiar în ultima decadă a lunii. Dacă îi deranjează ceva la locul de muncă, este, iată, din nou, comunicarea alambicată. Nu le place nici ermetismul, nici secretele pe șoptite și nici vorbele spuse pe jumătate. De pe la mijlocul celei de-a doua decade, zilele vor fi marcate de o explozie de creativitate în echipă cu un coleg. Numai bine să fie remarcați de șef și să fie invitați să li se alăture la o partidă de tenis sau de vânătoare. Totuși, aș vrea să fie atenți la zilele de 27 și 28 decembrie. Cei care lucrează în domeniul media sau în televiziune pot fi cooptați în proiecte de anvergură, altele decât cele cu care s-au obișnuit, ceea ce le va ridica statutul financiar de unde nici nu se gândesc. În sfârșit, venirea pe lumea unui copil le poate spori nu doar soldul financiar, ci îi poate trezi
poate să fie un duș cu apă rece, îi poate trezi la realitate și să conștientizeze că fără familie, recte, fără iubire, nimic nu e. Ca sănătate, să fii atenți la stările de nervi, să răbufnească, să nu țină în ei, deoarece descărcarea le poate aduce liniștea dorită. Totuși, aș vrea să fii atenți și ei în ce fel se descarcă sau cum, să nu creeze alte neajunsuri, să nu se rănească, să nu ajungă printr-un sanatoriu de boli nervoase. Posibil să-și dorească să abandoneze stilul de viață de până atunci și să-și dorească ceva nou. Să nu facă pasul, însă, până nu discută cu un nutriționist, dacă dorește o schimbare fizică, cu un antrenor la sala de sport, dacă dorește să facă ceva mișcare. Apoi, dacă se simt obosiți, asta se datorează nopților pierdute, dar mai ales se datorează unui program, dacă vreți, de odihnă neadecvat, negândit, adică odihna aia pe apucate. Rac, mergem mai departe. O săptămână pentru unii cu beneficii, pentru alții cu suplicii. Problemele care vor fi pe agenda lor le va aduce sprijinul familiei în rezolvarea acestora. Schimbarea reședinței, investiții imobiliare, toate sunt pe masa de lucru a acestor nativi, toate aceste schimbări. Nu înseamnă însă că ei nu pot face sau nu vor să facă nimic, pot face greșeli, unele chiar grosolane, dar pentru a face acest lucru trebuie să facă eforturi serioase. În general, vorbim despre o săptămână care să le permită să meargă mai departe, să arunce o punte între 2017 și 2018. Pentru unii acest lucru ar putea însemna un nou loc de muncă, alții vor face marele pas și vor decide să se căsătorească, în timp ce alții vor trebui să se gândească la marele salt final în eternitate. Simt că trebuie să înceapă altceva, dar pentru a începe ceva nou, trebuie mai întâi o încheie cu problemele vechi. Este foarte greu să-i faci pe acești nativi să se despartă, știm foarte bine, de ceea ce înseamnă trecut, pentru că acel trecut reprezintă un capitol din viața lor. Iar săptămâna aceasta, cred eu, pentru ei, va fi o săptămână a deciziilor, când vor trebui să încheie aceste capitole, adică să dea foaia. Din punct de vedere relațional, posibil să întâlnească o situație în care să fie nevoit să lucreze cu oameni cărora, în mod normal, nu le-ar plăcea să se asocieze. Cu toate acestea, vor trebui să facă acest lucru și, credeți-mă, la sfârșitul perioadei, concluziile vor fi incredibile și multe lucruri se pot schimba pentru ei în această privință. În ansamblu, pentru cupluri, săptămâna este liniștită, plină, chiar aș spune, de fericire și de sinceritate. Deși pot exista mici convulsii cu partenerul sau partenera din cauza unor rude, și aici probabil că va fi invocată celebra soacră. Multe dintre dispute pleacă de la bani și nu mă refer acum la administrarea cheltuielilor, ci la felul în care înțeleg ei să-și trăiască viața în cămin, și de aici necazul, pentru că unii raci sunt puși să aleagă între propria familie și mamă. Dar indiferent de motivație, cert este că femeile vor fi cele care vor pune piciorul în pragă. Zile negre, 27, 28, 29 și chiar 30 decembrie. Mulți raci vor fi puși în situația de a alege între familie și carieră, mai ales că din punct de vedere profesional le merge bine și nu vor fi de acord ca de dragul unui capriciu să se lase de muncă. Evoluția carierei lor depinde foarte mult de relațiile sociale și de firmă ca instituție în care lucrează. Acum, prietenii le pot fi de mare ajutor. Iau decizii dintre cele mai ciudate, uneori chiar și contrar celor din jurul lor. Unii vor sprijini, alții nu, dar oricum nu vor rămâne singuri. Posibil ca în context unele decizii care se vor lua să-i deranjeze, fie vor fi numiți alții pe postul pe care îl doreau ei, fie postul sau funcția vor fi blocate ori desființate. Cert este că vor simți gustul amar al neputinței strepezit printre relațiile de muncă. Zile la care să fie atenți, 27 și 28 decembrie.
Putem lua în calcul și munca pe cont propriu, posibil să trebuiască să ia o decizie care și să-și suspende pe o perioadă determinată activitatea sau să închidă taraba pentru că lucrurile nu merg. Financiar, fie își văd finanțele periclitate de un pericol iminent, lucru care nu este real, fie își supraveghează bugetul și cred că au bani de ajuns, dar eu le spun că nu este așa. Câștigurile pot veni din familie sau din activități familiale. Treaba lor va fi aceea de a gestiona activitatea acesteia și de a le face profitabile. Ca sănătate, conștientizarea faptului că problemele lor țin de sedentarism nu ar strica un abonament la o sală de fitness și chiar câteva discuții cu un psiholog. I-ar ajuta să-și revină, bineînțeles, cei care au nevoie. De ce spun treaba asta? Pentru că sunt semnele care somatizează cu cea mai mare ușurință problemele pe care le au. Îmi permite să iau o gură de apă că abia am scăpat de răgușală. Mergem mai departe la lei. Ei bine, dacă o problemă stă în fața lor, nu trebuie să o rezolve stând pe scaun. Ei trebuie să treacă la evenimente, în sensul să organizeze întâlniri cu oameni care ar putea arunca o altă lumină asupra situațiilor. Este greu să spun ceva mai specific în această privință, deoarece acum vorbim despre aspecte particulare. Acestea privesc sfera relațiilor personale și sfera profesională în mod egal. În mod normal, nu ar trebui să pară nimănui ciudat diferența dintre aceste două noțiuni, deoarece ele se vor împleti pentru ei acum ca niciodată. Din păcate, problemele cu comunicarea sunt la mai toate nivelurile, încât săracul leu va ieși la sfârșitul săptămânii istovit de atâta consum energetic și nervos. Tot acum înțeleg că sunt lucruri care nu se fac decât o dată în viață sau doar la o anumită vârstă și dacă nu le-au făcut până acum, slabe șanse să le mai facă de acum încolo. De aici și nostalgia și furia interioară care îi macină și căreia, dacă îi vor cădea pradă, își vor face numai sieși de servicii. Dacă cumva sunt plecați la drum, să fie atenți cum conduc, să nu urce la volan obosiți și să se gândească la cei care le stau alături. Leii singuri vor avea numeroase oportunități în ce privește relațiile de dragoste, dar ar trebui să fie atenți înainte de a intra în angajamente serioase. Influența lui Venus și Uranus se regăsește în șarmul personal și de aici perspectiva legăturilor neașteptate. Pe de altă parte, sentimentalismul ar putea fi un moment foarte ciudat pentru ei, ambigu chiar aș spune. Dar nu există nicio îndoială cu privire la faptul că va fi un succes. Vorbim despre un succes clar, așa că ar trebui să se concentreze serios pe proiectele de viitor. Probabil ar fi mai bine să se retragă câteva momente în spatele scenei, nu doar să se concentreze asupra propriilor dorințe. Astrele nu îi încurajează să manipuleze oamenii, ci mai degrabă să se îndrepte spre o cooperare reciproc avantajoasă. Acest lucru se referă în special la leii care recent au avut dispute cu unii membri ai familiei. Aveți grijă, deci, la zilele de 27, 28, 29 și 30 decembrie. Leii au de învățat o lecție importantă săptămâna aceasta, că nu trebuie să forțezi lucrurile atunci când totul merge bine. Profesional, lei ar putea intra pe un teritoriu nou, o funcție nouă, o poziție socială nouă, propria afacere. Nu le pot ura decât vânt bun la pupa. Dar le mai spun să se și documenteze atent asupra ceea ce au de făcut. Personalitatea leilor poate face să-și schimbe locul de muncă sau să înceapă o afacere pe cont propriu. De acord, nimic de spus cu asta. Dar totuși, aceste lucruri necesită o gândire clară, la obiect, stabilă și clarificantă și pe care trebuie să o aibă nu doar datorită astfelor, ci și datorită dorinței lor de a face ceva. Financiar, lucrurile vor fi măsura a ceea ce fac, deci nu cred să fie probleme. Inteligența lor financiară funcționează ceas, ceea ce le va permite să ia deciziile potrivite atunci când este necesar. Să nu uităm că luna decembrie, toată luna le-a oferit claritatea de care aveau nevoie în ceea ce privește companiile financiare. Câștigurile leilor pot fi îmbunătățite
prin strategii de marketing adecvate și prin aplicarea unor tehnici inovatoare. Vor fi preocupați de sănătatea părinților și a partenerilor, dar și ei vor trebui să fie atenți la tensiuni. Viața lor se desfășoară în viteză, epuizant, așa că trebuie să facă pași serioși pentru a-și conserva energia. Pauză și revenim. Iată, dragii mei, mergem mai departe cu semnul fecioare. Ei bine, acești nativi n-ar trebui să se plângă de nimic. Au șansa să-și pună în mișcare ideile și realizările la un nivel fundamental nou. Pentru unii, acest lucru ar putea implica exclusiv realizările legate de muncă, dar alții poate lucra la o scară mai largă, pentru că au o viziune proprie extinsă asupra lumii și ar putea obține rezultate mai bune. Vor dezvolta circumstanțele în felul lor propriu, particular, deci logic ar fi să nu fie formal, ci mai degrabă să acționeze cât mai original posibil. Nu trebuie să fie atenți decât la ceea ce se întâmplă în altă parte, dar dacă nu vor să călătorească. Nimeni nu va risca să se confrunte cu ei acum. Trebuie să facă uz de acest lucru, cel puțin în ceea ce privește propria imagine de care au nevoie. Totul va funcționa ceas pentru ei, trebuie doar să creadă în ei în sine însuși. Însăși, au libertatea de a-și schimba viața conform dorințelor pe care le au și de a-și atinge obiectivele. Relațional, nu cred să aibă probleme, dimpotrivă, multe fecioare își vor pune pirostriile în această săptămână, în perioada aia 27, 28, 29 decembrie. Dar un alt lucru zic eu că este mai important, toate aceste schimbări le vor întări, le vor face mai puternice și în viitor le vor ajuta să fie fericite. Tot acum, fecioarele singure ar putea să-și întâlnească destinul. Nu trebuie să caute acest lucru deliberat, altfel nu vor mai surprinde deliciul circumstanțelor favorabile dezvoltării unei relații noi. Trebuie să aibă o viziune mai largă asupra situației. Acest lucru se referă la cuplurile în care unul dintre parteneri este fecioară și care ar putea rezolva problemele presante fără dificultate chiar acum. Trebuie doar să înțeleagă ce este cu adevărat important pentru ei. Fecioarele aflate în concediu să fie atente la accidentele legate de apă. Deci poate ninge, poate plouă, poate poșghiță de gheață, carosabilul umed, adaptați viteza la carosabil. Pe de altă parte, nu este momentul să se apuce să investească în casă. Nu acum. Să mai aibă puțină răbdare că lucrurile se vor așeza undeva după 15 ianuarie. O vor putea face. Posibil ca unele cupluri să se ocupe nițel de propria sănătate și de mânuță, să meargă și să facă o serie de controle medicale. Zile bune, 27, 28 și 29 decembrie. Profesional se bucură de apreciere și de susținere și cred că le-ar prinde bine acum să ceară ce își doresc, să nu mai amâne pentru că vor primi. Nu întâmplător, sintagma biblică spune: cere și vei primi. Au idei practice, dovedesc fiabilitatea lor și cu puțină imaginație, dar și cu stereotipia minții analitice a fecioarelor, îi vor face pe cei care îi ascultă să vadă latura progresistă a ceea ce propun. Dacă lucrează pe cont propriu, să nu refuze inovațiile promițătoare, dar nici să nu se grăbească să le adopte. Puțin conservatorism nu le va face rău, doar puțin, deoarece în acest moment cei care se concentrează cu tot sufletul pe progres, aceia vor câștiga. Situația s-ar putea dezvolta într-un mod imprevizibil, dar în cele mai multe situații vor avea ocazia să iasă victorioase. Și uite așa, pe 27 și 28 decembrie se vor pomeni cu noi responsabilități, lucru care nu le displace. Dacă lucrurile merg bine profesional, nici planul financiar nu este de lepădat. Stabilitatea fluxului financiar este dat nu doar de parcimonia cu care își administrează bugetul, cât și de ingerințele minime necesare lor.
Ca sănătate, rămâne sensibilă axa digestivă și, deși sunt atenți la tot ceea ce mănâncă, acum sunt vulnerabili la tot felul de intoxicații alimentare. Atenție, se taie porcul, sunt sărbătorile, deci atenție la ceea ce mâncați. Alții se vor concentra pe menținerea stării de sănătate, bineînțeles, prin ce? Prin practicarea exercițiilor fizice și a unei diete sănătoase, că doar sunt fecioare. Mergem mai departe cu balanța. Ei bine, ei traversează o perioadă controversată pentru că nici ei nu se prea mai înțeleg. Nu se recunosc și nu-și recunosc reacțiile. Mi se pare să fie normal. Conectarea cu influxurile solare îi va face mai stabil emoțional din punct de și emoțional din punct de vedere afectiv. Această stabilitate însă le va fi de mare ajutor în confruntarea cu diferitele probleme care îi privesc direct și personal. Interesul pentru spiritualitate le va aduce în diferite locuri religioase, le va duce, pardon. Pe de altă parte, interesul lor se va concentra pe serviciile sociale și activitățile caritabile. Vor lucra activ cu organizațiile care ajută pe cei defavorizați, cei cu dizabilități sau cei fără nicio sursă de venit, atât financiar cât și psihologic, luna aceasta. Normal, este luna cadourilor, suntem mai buni și o mână de ajutor, un pachetel, o plasă cu ceva acolo, unuia care nu are, le va da certitudinea că nu trec prin viață degeaba. Aceste activități le vor oferi ocazia să soluționeze acțiuni din trecut care ar fi putut să creeze suferință altora. Este important să subliniem acum faptul că circumstanțele vor avea un rol semnificativ în viața lor, dar vor transforma chiar și cei mai nefavorabili factori externi în avantaj, cel puțin vor obține ceea ce doresc. Pe 24 și 25 decembrie, totuși, atenție la neînțelegerile pe fond de necomunicare. Ajung la ei informații disparate, povești și bârfe, ca să le spunem așa, iar explicațiile pe care le dau nu-i ajută deloc, sau le primesc, mai precis, nu-i ajută deloc, dimpotrivă. De asemenea, simt pe pielea lor răutatea unora care vor să-i contrazică în tot ceea ce fac. Situația în familie, prioritățile personale, problemele de sănătate, fericirea conjugală acționează simultan. Vor depune eforturi serioase pentru a aduce stabilitate în viața lor. Eforturile vor trebui să se concentreze asupra abordării diferitelor preocupări la momentul potrivit și nu să le ia pe toate la grămadă. Încă de la începutul săptămânii vor putea stabili tendințele cheie pe care le vor dezvolta în anul care vine. Pe 27 sau 28 decembrie, balanțele care au propria afacere aș sfătui să ia în calcul serios îmbunătățirea activității. Acest lucru le va permite să-și economisească în mod semnificativ resursele și să ajungă în poziții decente. Cei care nu au una ar trebui să gândească la această alternativă sau cel puțin să depună eforturi pentru a-și impune propria inițiativă, deoarece săptămâna este momentul favorabil pentru asta. Să nu le fie teamă să se împotrivească șefilor, deoarece realizările lor vor spune mai mult decât toate cuvintele la un loc, dar să nu uite de dușmani. Financiar nu cred că vor fi probleme, dimpotrivă au stabilitate, de multe ori banii vin pe căi nebănuite, inclusiv banii partenerului de viață, și își vor continua acțiunile caritabile, care, zic eu, sunt mult mai importante. Nu se pune problema unor tulburări fiziologice, mai degrabă o atenționare la ceea ce mănâncă și ei, pe acolo pe unde umblă, știut fiind că pielea lor va reacționa în consecință, deci ei sunt predispuși ca urmare a intoxicațiilor alimentare la tot felul de dermatite și dermatoze. Sănătatea poate fi stimulată prin abordarea rapidă a diferitelor probleme cu remedii simple, naturale, o alimentație adecvată, ceaiuri, mișcare. Exercițiile fizice sunt necesare pentru menținerea echilibrului mental. Spiritualitatea are un impact pozitiv asupra imaginii personale și a sănătății fizice. Scorpion.
Practic, tot ce se desfășoară în jurul lor va fi un avantaj, pornind de la circumstanțe și încheind cu decizia dușmanilor. Acest lucru, desigur, nu exclude posibilitatea apariției unor situații conflictuale, dar sunt totuși minime. Acum ar fi logic să fie cât mai activ posibil și uneori vor constata că este chiar profitabil să îți asumi riscuri atunci când ai doar câteva informații la dispoziție. Când vine vorba despre muncă, riscul va fi cu adevărat minim, deși vom discuta acest lucru la capitolul respectiv. În sfera relațiilor personale, săptămâna se va dovedi extrem de activă pentru ei, dar în acest moment este greu să anticipăm circumstanțele, pentru că, sigur, sunt dintre cele nedorite, dar să nu-și facă probleme deoarece găsesc cum să iasă din această încurcătură. La capitolul dragoste, au parte de o serie de situații pe care le-am putea considera extraordinare prin complexitatea lor. Trebuie să învețe că, în realitate, nu trebuie să se grăbească să tragă concluzii. Oricum, lucrurile vor lucra în favoarea lor, multe vor fi neașteptate și îi vor surprinde într-un mod plăcut. Totul este să nu se grăbească, să împingă lucrurile la extreme, până când nu vor conștientiza poziția celuilalt. În această privință, este important să separe acțiunile deliberate de asumarea de riscuri. Ar fi logic să susținem riscurile pentru că lui astea îi plac, dar ar fi păcat să nu folosească această ocazie când există o influență favorabilă, cum spuneam, a circumstanțelor. Să nu fie exagerați și să nu uite că nu sunt singuri în situații complicate sau că opiniile celelalte persoane nu ar trebui să aibă o anumită semnificație pentru ei. Cei care sunt singuri, mă refer la bărbați, ar putea întâlni partenera visată. Lucrurile merg în direcția dorită, iar atmosfera este una cum n-au mai trăit ei de mult timp. Dacă este vorba despre o afacere, vor da lovitura. Dacă vorbim despre terapiile alternative, vor avea ocazia să strălucească. Ei anul acesta, iar paranteză 2017, din acest punct de vedere, pentru scorpioni a fost un an extraordinar de bun. Pentru unii, că nu suntem toți născuți la aceeași oră, pe același meridian și în același an. Mediul profesional va fi o provocare permanentă, dar vor putea să gestioneze situația cu puterea lor spirituală, să acorde o atenție deosebită aspectului financiar al lucrurilor, deoarece acum vor avea o problemă cu alocarea resurselor, iar problema respectivă s-ar putea aprofunda, s-ar putea acutiza, pardon, nu aprofunda, scuzați-mă. Dacă au o proprie afacere, să nu se grăbească să înceapă ceva nou sau să preia atribuții noi din proprie inițiativă, ci să îndeplinească mai întâi toate sarcinile pe care șefii le-au trasat, deoarece multe lucruri depind acum de asta. Susținută, dar în același timp tensionată, este și axa financiară. Pe de o parte vin bani, pe de alta așa cum vin așa se duc. Posibile achiziții pentru gospodărie, de la accesorii la decorațiuni, care de care mai ciudate, că se miră și ei câteodată de ce pot să cumpere. Cei care știu că au probleme cu rinichii să aibă mare grijă, după cum le-a sugerat, să se concentreze și pe felul cum arată, pe scăderea în greutate și reducerea abdomenului. Mersul regulat la sală poate rezolva această problemă. De asemenea, să nu ignore probleme aparent banale, pentru că, cum ar fi, să zicem, ciuperca a piciorului sau diverse răni care se pot infecta transformându-se în adevărate boli sau, prin suprainfectare, să nu descopere că, de fapt, ei suferă de anumite boli. Săgetător. Iată un semn frumos care își revine din ce în ce mai puternic. Deși din multe puncte de vedere drumul acestor nativ știm că s-a deschis, tensiunile la nivel financiar și de afaceri rămân actuale. Foarte multă încredere sau încrâncenare mai degrabă pentru a păstra lucrurile cum sunt. Din păcate, încăpățânarea însă nu are nimic în comun cu
cu ambiția și cu evoluția. Tensiunile afectează bunul mers al afacerilor pentru că mintea lor a rămas centrată pe lucruri care nu mai funcționează. O serie de schimbări radicale sunt posibile în sfera profesionalului. Acestea îi vor implica direct, indirect, deși dacă își vor pune puțin în practică inițiativele, ar putea transforma totul în jur și în bine, vreau să spun. Măsura în care acest lucru va fi adecvat și profitabil pentru ei, o vor spune situațiile. Afectiv, nu sunt probleme semnificative, deși sunt posibile situații interesante și chiar amuzante legate de familia lor. În ansamblu, dispun de ajutor astral care face foarte probabil să le ofere o motivație serioasă și un impuls puternic pentru dezvoltarea viitoare. Sunt posibile o serie de bonusuri care în momentul de față sunt doar previzibile. Zile grele, 29 și 30 decembrie. Sfera relațională s-ar putea dovedi destul de pașnică pentru săgetători, poate chiar prea pașnică. Cu toate acestea, trebuie subliniat că acest lucru se va întâmpla doar în prima decadă, apoi în prima parte a săptămânii, vreau să spun, apoi o să înceapă să simtă schimbări majore în jurul lor. Situația se va schimba rapid. Săgetătorii care sunt singuri este posibil, probabil, să-și împlinească destinul în decembrie, la sfârșitul acestei luni, iar noile contacte le pot scoate în cale oameni pe care ulterior îi vor putea numi prieteni adevărați. În ansamblu, această perioadă va fi bună atât pentru săgetătorii singuri, cât și pentru cei care deja au statutul de om căsătorit. Cele mai importante aspecte însă le vor oferi rudele apropiate. Sunt posibile unele ciudățenii, precum și situații care mai târziu îi vor face să se amuze mult timp după aceea. Pe 28 decembrie lucrurile se tensionează, femeile mai ales au darul de a intra în conflict cu vecinii. Este posibil să izbucnească un conflict și între surori vis-a-vis de cine are mai mare grijă de părinți. Totuși, pentru cei angajați, eliberarea casei muncii le mai îndulcește nițel săptămâna, făcându-i să uite de stresul cotidian. 27 decembrie le mai poate aduce o înțelegere de natură contractuală, posibil să fie ceva în genul unui contract prenupțial pentru cei care se căsătoresc, dar poate fi vorba și despre un contract pentru un spațiu sau un cabinet unde cei cu profesii liberale își pot desfășura activitatea. Cei angajați sunt sfătuiți să nu ia în considerare noile acțiuni, ci să-și facă treaba, iar dacă au inițiative, atunci când ar trebui să le pună în mișcare. În această privință, nu trebuie să le fie teamă că pierd ceva, pentru că nu riscă nimic, mai ales dacă în cercul lor vor găsi cu siguranță oameni care să-i sprijine. Cu toate acestea, nu se vor plânge de lipsa banilor, ar fi o explicație pentru cheltuielile de familie, dar mai ales pentru propria sănătate. Au bani în măsura în care își pot satisface diferite cerințe. Cronicizarea unor boli, frecvența din ce în ce mai crescută a puselor acute, le dă de gândit și, în sfârșit, își vor face timp și pentru ei și vor merge la medic. Nu le-ar strica nici puțină mișcare, sala de sport sau pur și simplu plimbările lungi. Terapiile alternative, curățarea organismului de toxine, toate vor fi posibile acum. Capricorn. Pentru cei născuți sub semnul Capricornului cei născuți sub semnul Capricornului vor întâlni o mulțime de șanse, hai să le spunem unice în săptămâna aceasta, ultima săptămână din an. Acest lucru este legat de faptul că patronul lor, Saturn, va fi într-o combinație extrem de favorabilă și în același timp puternică din punct de vedere energetic, adică în domiciliu. În zona profesională vor simți cel mai puternic, dacă vreți, influența lui. Acest lucru i-ar putea aduce într-o scurtă stare de șoc, dar vor ajunge repede să le înțeleagă și mai ales vor ajunge să înțeleagă care este avantajul momentului. Oportunități noi se vor deschide înaintea lor, însă cel mai important lucru este că va trebui să găsească și motivația și resursele pentru a profita
pe deplin de aceste oportunități. Desigur, nu trebuie să se bazeze neapărat pe succes, pentru că nimeni nu va lua decizii pentru ei, după cum nu se poate spune că acest lucru va implica schimbări radicale. Semn că a venit momentul să se achite de datorii, iar prostiile pe care le-au făcut, cu atât mai mult cu cât se apropie pentru ei încheierea unui ciclu saturnian, să fie și ele lichidate. Una dintre marile capcane în care au căzut sau sunt la un pas să cadă este cea a iubirii. Știu să fie amanți extraordinari, dar problema este că din toată povestea vor ieși cu sufletul țăndări, deoarece nu știu să-și ia măsuri de protecție. Sunt convinși că dacă ei dau totul și partenerul va face la fel, ei bine, vor avea acum ocazia să constate pe pielea lor că lucrurile nu stau chiar așa. În niciun caz nu ar trebui să se oprească de la acum, la mijlocul drumului, chiar dacă rezultatul final ar putea părea să nu fie deloc cum și-au imaginat. Să acționeze însă după convingerile lor, dar să nu-i lase pe alții, nici măcar pe cei apropiați, să le influențeze deciziile, pentru că de obicei acest lucru se termină prost. Lucrurile pot lua o turnură mai dramatică doar dacă se decid să nu facă nimic, să nu se implice sau dacă vor neapărat să facă ceva contra celorlalți, adică să-și impună punctul de vedere. Este o perioadă în care vor avea tendința să se dezvolte încrezător, dar cu grijă, privind tot timpul înapoi, adică peste umăr. În primul rând, trebuie să acorde o atenție deosebită aspectelor pur tehnice, deoarece totul va fi determinat nu atât de resursele umane, cât de echipamentul tehnic. Pentru cei care doresc schimbarea locului de muncă, un moment propice să iau o decizie în acest sens sunt zilele de 27 și 28 decembrie. Dar atenție, nu este momentul propice să luați o decizie în acest sens, ci este un moment în care se pot perfecta anumite detalii legate de viitoarea profesie. Financiar, ca întotdeauna o duc bine, chiar aș spune că este singurul domeniu în care vine să le mai atenueze din trăiri. Trigonul în semnă de apă să le aducă poate mai multă înțelegere în domeniul pe care îl diriguie, mai ales dacă lucrează cu cifre. Și vin din munca lor, vin de recunoaștere unor merite și mai vin și de pe urma unor contracte sub formă de comisioane. Săptămâna aceasta s-ar putea confrunta cu dureri de cap și de spate, dar și cu reacții digestive neașteptate, dacă ne gândim că ei mănâncă pe sărite. Este important să învețe să încetinească ritmul. Sănătatea organismului o pot întreține prin mișcare, prin exerciții fizice și prin controlul nevoilor care țin de intimitate. Datorită încăpățânării pot dărâma tot ceea ce au construit în privința obiceiurilor sau dorința de a-și spori personalitatea și din dorința de a-și spori personalitatea și farmecul. Vărsătorul. Acești nativi vor depune eforturi serioase pentru a-și câștiga pâinea, ca să spun așa. Poziția lui Saturn, stăpânul înțelepciunii vărsătoriene, indică fără echivoc noi oportunități. În plus, circumstanțele se vor desfășura în avantajul lor în moduri la care adversarilor declarați nu se vor aștepta. Când vine vorba despre serviciu, despre muncă, despre lucru, săptămâna le va permite să revină la proiecte mai vechi pe care le-au uitat sau le-au lăsat să zacă în vreun sertar, cum zic eu, le-au lăsat la dospit. În sfera relațiilor personale pot exista metamorfoze semnificative, dar ele nu îi vor viza direct. Aceste schimbări vizează pe cei dragi și prietenii. Sunt persoane totuși imprevizibile, atenție, greu de strunit. Uneori se lucrează ușor cu ei, alteori lucrurile și cadrul trebuie creat de asemenea manieră încât să le dea certitudinea că sunt prețuiți pentru ceea ce fac. Afectiv traversează o perioadă în care sunt foarte legați de familie, de parteneri și de copii, de părinți și de frați. Sunt în stare să mute munții pentru ei și asta să-i transforme în competitori de cursă lungă.
cel puțin pentru următoarele săptămâni. Și pe de altă parte, familia și iubitul sunt persoanele lângă care se vor retrage, să-și lingă rănile și să se vindece atunci când sunt răniți. Este bine să se implice în unele discuții care au loc în cuplu sau în familie, în general, deoarece au darul de a dezamorsa conflictele. Vărsătorii care sunt fericiți să aibă propriile alternative sunt sfătuiți de astre să fie blânzi și să dea atenție partenerilor lor, pentru că mai repede decât cred vor avea nevoie de suportul acestora. Pe de altă parte, vărsătorii singuri își pot dedica timpul liber exclusiv lor înșiși. Nu au nevoie să încerce să forțeze o relație, deoarece totul se va întâmpla de la sine, fără interferențele lor sau ale altora și în cel mai bun mod. Dacă sunt singuri, pe 29 și 30 decembrie pot întâlni persoana care să le dea sufletul peste cap. Comunicarea este unul din naturile forțe pentru care nativii vărsători au atâția prieteni, chiar dacă la început păi au de încredere. Și nu numai atât, dar își dovedesc și loialitatea. Săptămâna aceasta sunt avantajate femeile. Profesionale sunt deoparte partea conflictuală de care aminteam la început. Sunt bine susținuți, chiar se prefigurează colaborări de durată, în special pe partea cu străinătatea. Fie vor găsi un job care fie vorba la noi l-au așteptat de câțiva ani în străinătate și perspectiva pentru ei se va schimba radical. Vor dori să acționeze, să apese pe pedala de accelerație. Deci le sugerez să fie atenți la obstacolele pe care le întâmpină sau la colțurile în care se creează aceste obstacole. În anumite situații, acestea sunt exact ingredientul de care au nevoie, doar să nu piardă simțul umorului. Și nu numai simțul umorului, dar și simțul proporțiilor, virtutea de bază în acest studiu. Vor munci pentru că atunci când au de ce să o facă, o fac și vor fi răsplătiți pe măsură. Foarte bune zilele de 27, 28 și 29 decembrie. Financiar, repet, vor începe să se simtă că vine apă la moara lor, le sporește încrederea în ei, când vor vedea că se pot mișca mai lejer din acest punct de vedere, iar cheltuielile pe care le vor face vor fi strict legate de domeniul casnic. Atenție, deci, la niște comisiune pe care cineva încearcă să le facă pierdute pe 27 și 28 decembrie. Sănătatea lor ține de alimentație și de odihnă. Atâta timp cât nu vor mânca la timp și regulat și nu își vor face somnul, vor fi probleme. Au însă atâtea de vitalitate încât vor acționa cum cred, vor depăși momentele de cumpănă, dar, repet, să fie atenți și la problemele care țin de intimitate. În sfârșit, nativii pești, ultimul semn pe care îl analizăm, deși săptămâna debutează furtunos, lucrurile se vor liniști rapid, totuși mare atenție cei care sunt plecați în concediu și mai ales cei plecați la mare, indiciile care sugerează accidente legate de apă și la munte, uite că am adăugat în paranteză, sunt extraordinar de puternice și cei care merg în locuri exotice și vizează în special pe cei tineri care au spirit de aventură, tipic vârstei, pot face o greșeală care să le fie fatală. Există anumite nuanțe de care vor fi nevoiți să țină cont pentru a evita greșelile și pentru a obține rezultatul care să le satisfacă dorințele cele mai intime. Trebuie doar un pic de efort, iar la final vor obține cu siguranță rezultatele de care au avut nevoie. Vor ajuta alte persoane să avanseze în carieră. Este puțin probabil ca sfera radiațiilor personale să evite chiar toate conflictele, deși în timpul unei primei primelor zile, prima zi din săptămână mai precis, li se va părea că toate merg într-un ritm haotic.
să nu-i deranjeze, pentru că totul va funcționa, cum spun eu, ceas, deoarece au ei siguranța aceea de a acționa cum doresc. Foarte îndrăgostiți de partener sau de soț, cei care sunt în cuplu vor avea o săptămână de vis cu accent pe zilele de 25 și 26 decembrie. Celor singuri, astfel nu le garantează un succes extraordinar, dar există o șansă să întâlnească ceva pe drum, adică să-și întâlnească destinul. Bineînțeles, în această privință nu trebuie să se îngrijoreze dacă la început nu vor ști încotro merge relația. Eu îi sfătuiesc să lasă lucrurile să curgă, să nu le fie teamă de apropiere. Este foarte important să păstreze această distinție, chiar dacă la început vor fi lunecoși, indeciși. Trebuie să înțeleagă că acesta este jocul iubirii, nu înseamnă că alunecăm ipocrizie. Pentru multe cupluri, multe incertitudini în această săptămână au senzația că sunt pe nisipuri mișcătoare și abia spre sfârșitul acesteia vor simți terenul ferm sub picioarele lor, o stabilitate care le-a lipsit de ceva timp. Este puțin probabil să se confrunte cu stări conflictuale, totuși deschise, iar acest lucru nu înseamnă că trebuie să fie tot timpul relaxați. Dacă înțeleg intuitiv că ceva nu este corect, ar putea face bine să o spună clar. Peștii care lucrează în domeniul artei vor fi susținuți în tot ceea ce întreprind, au posibilitatea săptămâna aceasta să inițieze proiecte noi, dar le spun de pe acum să nu plece la drum până nu au toți saci în căruță, adică nu au totul bine pus la punct. Zile faste, 27 și 29 decembrie. Dacă lucrează pentru ei, nu vor tolera conflictele între subordonați. Dacă sunt angajați, ca majoritatea, atunci vor acorda o atenție mai mare cooperării cu colegii. În primul rând, trebuie să existe comunicare dacă doresc să atingă o anumită poziție în ierarhia firmei sau a instituției în care lucrează. Ei nu trebuie decât să-și facă treaba. De aceea ar fi logic să acorde atenție alternativelor, mai ales dacă iau în considerare faptul că tot ceea ce au învățat, ori știu să facă, sunt cunoscute la modul activ, adică le-au mai practicat. Cu toate acestea, cu toate cele de mai sus, nu schimbă, ca să zic așa, realizarea unei creșteri financiare semnificative, care este realistă și nu doar de viitor. Deci nu va impieta asupra câștigurilor lor. Ziua în care însă ar trebui să fie atenți este 28 decembrie. Și la capitolul sănătate stau bine, totul este să nu recurgă la întăritoare care îi pot revigora pe moment, dar care pot genera dependențe din care se iasă cu foarte mare greutate apoi. Iată, acestea sunt previziunile pentru perioada 24-30 decembrie. Luăm pauză și pregătim ultima parte cu lecția de astrologie. Am revenit, dragii mei, cu ultima parte a emisiunii. Ne vom ocupa să încheiem ciclul semnelor caselor, pardon. Ne rămăsese să vorbim despre casa 10, 11 și 12. Deci vom procede la drum cu casa 10, care vorbește despre carieră și despre reputație. Pragul acestei case reprezintă mijlocul cerului, un punctul maxim de elevație socială, este o casă angulară, de susținută energetic, stăpânită tradițional de cine altul decât de Saturn, care de ieri dimineață, de alaltăieri dimineață, este în domiciliu în Capricorn. Tradițional reprezintă cariera, profesia, reputația, succesul material, realizarea, cifrele, autoritatea, părintele de sex opus, șefii, guvernul, dorința de realizare, sala de operații și specialistul, completul de judecată,
Din punct de vedere psihologic, însă reprezintă identitatea socială, atenție, persoana, masca socială pe care o purtăm în fiecare zi, cine sunt eu, ce sunt, ce fac, încotro merg, cea mai profundă conștiință a sinelui, acțiunea conștientă în lumea exterioară în care fiecare joacă un rol, ceea ce îl face pe nativ să fie original, influența pe care tatăl nativului sau altcineva l-a avut asupra formării sale, mai ales în copilărie. Experiența nativului legată de imaginea tatălui, figura tatălui sau oricărui altcuiva care a jucat un rol de model pentru nativ. În sens junghian, aici, la nivelul casei a 10-a, avem superegoul, cel care corespunde într-o anumită măsură conștientului, acel arbitru interior care decide ce este bine și ce este rău. Relațional, vorbim despre poziția în societate, despre statutul social, atitudinea față de responsabilitate și față de respectarea legii, schimbarea statutului social, inegalitatea dintre eu și celălalt, în care unul dintre ei îl domină pe celălalt, cine își asumă rolul copilului sau a dependentului. Tot aici găsim în esență persoana care preia rolul învățătorului care să-i îndrume pe ceilalți. Cunoașterea superioară presupune un învățător și îndrumarea care să-l centreze pe nativ pe drumul cunoașterii. Din punct de vedere social, avem contribuția la ridicarea societății. Experiența dobândită de pe urma tuturor celor care au jucat un rol îndrumător și au disciplinat. Figura autoritară a tuturor celor cu putere putere de la șefi, patroni, la oficiali guvernamentali. Evoluția nativului sub îndrumarea unei figuri paterne care l-a influențat încă din copilărie. Imaginea autorității care l-a marcat pe nativ. Tatăl, dascălul, bunicul, oricine altcineva care a jucat un rol, la un moment dat, un rol în formarea nativului. Tiparul după care evoluează. Din punct de vedere energetic, avem prezența planetelor în casa a 10-a, vorbește despre orientarea foarte puternică a personalității după imaginea tatălui. Energia casei este legată de ceea ce acumulează profesional și spiritual nativul, de ceea ce este el, să ajungă o personalitate importantă cu un anumit rol în destinul unei comunități, care are în subordine oameni care depind de el, garantat de studiile pe care le-a făcut, dar și de profesionalismul de care dă dovadă. Casa a 10-a nu garantează, atenție, nu garantează faima, atenție, ci indică nativul responsabil de propriul destin. Saturn semnifică figura paternală cu autoritate asupra celorlalți, profesorul de școală, de exemplu, care își impresionează elevul. Cum era, din ce mi-aduc eu aminte, profesorul de matematică, care, domnul de Răbuți, care băga spaima în toți elevii de gimnaziu, dar toată lumea știa matematică. N-aveai cum să... Și astăzi îi mulțumim și îl pomenim cu drag, deși, din câte am înțeles, s-a plecat spre alte părți. Neptun sugerează un nativ căruia este dificil să-și asume rolul în societate sau direcția în viață. La fel se întâmplă și când casa a 10-a cade în pești. Sunt cei care ajută pe ceilalți, voluntari, medici, asistente. Și știm foarte bine de ce, pentru că reprezintă la un moment dat și sala de operație și specialistul. Uranus în casa a 10-a nu se simte bine deloc pentru că este îngrădit și nu-i plac responsabilitățile. De regulă, nativii cu Uranus aici aleg un drum în viață altfel decât ceilalți. Casa 11-a, prietenii și protectorii, este o casă succedantă și tradițional stăpânită de Saturn, iar modern i s-a alăturat Uranus și semnul vărsătorului. Tradițional, răspunde de cunoștințe și prietenii, de speranțe, de scopurile personale, de munca în colectivitate, de umanitate, umanitarism, progres și viitor. Psihologic, aici găsim nevoia nativului de a stabili contacte cu ceilalți, apoi să fie integrat în acel grup.
Sentimentul de apartenență la un anumit grup, identitatea de grup ca parte a propriei identități. Scopul lăuntric, real. Ideile și dorințele pe care nativul, înainte de asta, trebuie să le aibă, să aibă cu cine să le împărtășească, un ideal sau aspirațiile sale, cu atât mai mult cu cât idealul poate fi modificat în interacțiunea cu ceilalți. Teama de a nu trăi singuri. Tot aici se regăsește din punct de vedere psihologic. Relațional, avem organizațiile sociale și non-profit, prietenii și grupul de prieteni, relațiile de prietenie care cunosc perioade de apropiere urmate apoi de perioade de detașare, relațiile de prietenie de o viață. Apoi, din punct de vedere social, găsim oamenii și grupul cu care nativul interrelaționează, iar la acest nivel nativul îi percepe pe cei care sunt apropiați ca făcând parte din el, fiind parte din ei. Din punct de vedere energetic, acești oameni care petrec o parte a timpului alături de prieteni sunt acei oameni care nu pot fi numiți individualiști, dar care nici nu pot face nimic fără aprobarea prietenilor. Mediul social căruia aparțin acești oameni, în care ei se simt utili, pe care îi suportă și care îi suportă, au în comun ideile și speranțele. Acei nativi care își dedică viața altora. Energia planetelor aflate în casa 11 arată de ce fel de oameni este atras nativul. Soarele și luna sugerează că nativul are nevoie puternică de prieteni, de cei care sunt egali, nu doar ca idei și aspirații, ci și ca condiție socială. Ca și condiție socială, Saturn în casa 11 arată nativul singuratic care are repulsie față de aderarea la un anumit grup, iar această repulsie nu poate fi explicată decât prin criteriile pe care și le-a asumat. Are prieteni puțini, la fel de singuri ca și el și pe viață. Wow, trebuie să mă gândesc la treaba asta că eu am Saturn în casa 11. Uranus aici arată dificultatea nativului de a se integra într-un anumit grup. Are nevoie de independență, nu poate fi convins să rămână ancorat doar de un singur ideal și de aceea apar niște individualiști, ceea ce este total greșit, de regulă aderă la grupuri care au aceleași idei ca și el. Pluto aduce pericolul luptei pentru putere în interiorul grupului, ceea ce va determina transformarea acestuia într-un teren de luptă la propriu. De aceea casa 11-a este casa trebuie foarte bine analizată în astrologia mondană atunci când au loc alegeri, pentru că se poate putem să ne dăm seama în funcție de planetele care tranzitează pe ce direcție se va duce lupta. Este o luptă cinstită, de regulă, dacă vom avea Scorpionul pe casa 11-a cu un Pluto acolo, e clar că se obține puterea, mai vine și Lilith, mai vine și Saturn. Dacă nu învață să-și asculte intuiția, pot avea foarte mulți dușmani. Deci sunt multe, multe, multe lucruri pot fi văzute la nivelul casei, din punct de vedere mondial, la nivelul casei a 11-a. În sfârșit vine cea mai frumoasă casă și cea mai subtilă, casa a 12-a. Chiar dacă ea spune că ascunde dușmanii, bolile, vorbește despre dușman, despre bolile ascunse, dușmani neștiuți, vreau să spun, despre divarii secrete, este o casă cadentă, guvernată tradițional de semnul Pești, și tradițional de Neptun, iar modern de Jupiter, iar modern de Neptun. De tradițional, casa a 12-a reprezintă ceea ce este ascuns sau ceea ce se află în profunzime, reprezintă karma, autodistrugerea și autovindecarea, creșterea și profunzimea spirituală, dușmanii ascunși, bolile ascunse, secretele, punctele forte și punctele slabe, visele, afacerile private, obiectele pierdute. Când pierdem un obiect, acolo trebuie să ne uităm, inclusiv animalul de companie. Spitalele, mănăstirile și penitenciarele, studiile de spiritualitate, serviciile secrete, acțiunile de spionaj, acțiunile militare de tip comando și așa mai departe. Din punct de vedere psihologic, dacă casa întâi reprezintă potențialul care urmează să fie valorificat, casa a 12-a reprezintă potențialul pe care îl valorificăm în prezent.
Resursele de care dispune nativul pentru a se apăra sau a câștiga în copilărie și care la vârsta adultă devin dominante. Apărarea poate deveni sursa refulărilor sau lucrurilor pe care nativul nu știe că este capabil să le facă și aceasta poate duce la o integrare anevoioasă în social. De aceea, aceste lucruri trebuie conștientizate. Mă refer acum în mod special la cele frici inexplicabile, frici interioare pe care la un moment dat nativul va trebui să înceapă să și le stăpânească. Lucrând din afară cu problemele casei a 12-a, adesea nativul învață ce înseamnă sacrificiul de sine. Mai învață de asemenea care de făcut, ce are de făcut pentru a merge mai departe. Din punct de vedere relațional, casa a 12-a reprezintă aspectele ascunse ale vieții intime ale nativului. Casa a 12-a spune mai mult despre relațiile intime ale unui nativ decât casa a 7-a sau casa a 8-a, referindu-se la orgasm, dacă vreți, ca aspect psihologic. Conduce nativul spre persoanele cu care este teamă să relaționeze. Persoanele cu care nativul interrelaționează sunt, de fapt, oglinda proprie, care poate spune foarte multe despre el ca individ. Sugerează nevoia de a-l servi pe celălalt, dar nu ca act de martiraj, ci pur și simplu pentru că vrea să facă asta. Depășind momentele critice dintr-o relație, înseamnă că nativul a transcis problema și a devenit un învingător. Din punct de vedere social, circumstanțele și situațiile dificile care subminează încrederea în sine, proiecția fricilor interioare care nu permit acțiunea se regăsesc aici. Repercusiunea faptelor noastre supuse cutumelor sociale și coercitive, sanatorii, spitale de boli cronice, pușcării, incapacitatea nativilor de a trece dincolo de apucături. Să știți că o relație extraordinar de ciudată, dacă vreți, există între casa a 12-a și casa a 5-a, când se pune problema celor care își mănâncă averea la joc, își toacă averea la jocurile de noroc. Mari jucători, cei care pentru care jocul s-a transformat într-un viciu, trebuie căutată în relația de inconjuncție dintre casa a 12-a și casa a 5-a. Din punct de vedere energetic, cu cât sunt mai multe planete aici, cu atât îi va fi mai greu nativului să depășească criza interioară sau exterioară. Energiile acestei case pot fi negative, dar și pozitive. De exemplu, poziția soarelui poate sugera convingeri foarte puternice, poziții sociale înalte, cum sunt șef de servicii secrete, miniștri de externe, tot ceea ce implică culegerea de informații cât mai discret, acțiunile de spionaj de amploare, acțiunile de tip comando. Pentru un nativ oarecare, tranzitarea casei a 12-a induce influxuri pe care de multe ori el nu știe să le gestioneze. Femeia cu Marte în casa a 12-a, fără să-și dea seama, se aliniază aceste energii și se simte atrasă de bărbații puternici și agresivi, ea însăși fiind extrem de independentă, arogantă, irascibilă și dominatoare. Iar pentru un bărbat, Luna sau Venus aici pot fi poziții dificile când se pune problema relațiilor cu femeile, deoarece nu le poate înțelege feminitatea. Și de aceea unii autori, unii astrologi, fac legătura între această casă, casa 8-a, conjuncția Lilith-Venus-Marte, și mai ales cu semnul Scorpionului când se pune problema homosexualității. Dar pentru a vorbi despre homosexualitate, sunt multe puncte conjuncturale ca să poți să le pui în evidență într-o temă natală. Dragii mei, iată că și această ultimă emisiune de acest fel în acest an este la sfârșit. Bineînțeles că noi nu ne vom despărți, noi ne vom revedea și noaptea adică noaptea de Revelion sau în ajun de Revelion. Veți avea ocazia să ascultați ceea ce am pregătit pentru dumneavoastră, iar eu vă dau întâlnire în prima săptămână din 2018. Asta ar veni pe data de 2, dar este posibil să vorbim, să fie încă retransmise previziunile.
cred că cel mai sigur ne vom vedea pe data de 9 ianuarie cu o emisiune de acest fel, cum v-am obișnuit, și sper să schimb un pic din tipicul ei, ca să chiar să nu devină plictisitoare. Eu sper că nu este plictisitoare, din mesajele voastre am înțeles că nu este. Uneori spuneți că îmi vine să casc, dar când îmi este un pic frig, deci de la oboseală, când obosesc și mi este frig, ca orice animal, că omul este un animal în fond, tendința de a intra în inconștient, în hibernare, încep să caști, ți se face somn. Dar mai ales după câte o fază din asta de răcel, cum am parcurs eu în toamna asta de boală, am avut foarte multe probleme de acest timp, dar uite, de bine de rău, am reușit să mă reculeg ca să vin și să fiu aici de față cu dumneavoastră. Acestea fiind spuse, vă dau întâlnire în 2018, nu uitați, vă doresc o noapte de vis, la mulți ani!